În prima etapă a Cupei României la fotbal feminin, Politehnica Timișoara a suferit un eșec în fața celor de la Cixere Damier Cureaciuc cu scorul de 2-0. Ambele goluri ale formației adverse au venit spre finalul meciului, după o partidă în care timișorencele nu au reușit să se evidențieze în mod deosebit. Echipa oaspete și-a luat astfel revanșa pentru înfrângerea din campionat. Antrenorul gazdelor a pus eșecul și pe seama accidentărilor pe care le-a avut în lot. A fost o partidă dificilă în care noi a trebuit să improvizăm. Avem jucătoare accidentate, unele nu au putut să joace deloc, altele care au avut accidentări mai ușoare le-am introdus în teren. Chiar am crezut că după o primă repriză în care ne-au dominat ușor, repriza a doua vom reuși să jucăm mai bine, însă lucrurile nu au stat deloc așa și ele au fost cele care au înscris, au ratat și penaltii, au mai avut una, două oportunități mari de a înscrie. Este puțin îngrijorător pentru că ajungem foarte greu la poartă. Nu știu ce s-a schimbat de la primul joc cu Clujul. Nici cealaltă echipă timișoreană înscrisă în competiție nu a avut sorți de izbândă în această fază. Banat Girls Comloșu Mare a fost învinsă cu același scor 2-0 de Universitatea Olimpia Cluj.